Da? Fără să spui dumneavoastră, cine a împiedicat, cine a frânat treburile astea de 20 ani? Că noi am fost primi pe județ, pe țară a fost, vedeți? Păi dumneavoastră știți cine și să vedem cu toții cine, pentru că în țara asta s-a încercat să se distrugă tot. Spune-și, ca alții să vină peste noi să ne vândă ce au ei. Noi suntem o țară de consum și nu de produs. Noi ca și producători suntem eliminați de pe piață, clar, practic. Mai doriți vreo întrebare, doamne? Nu se poate face marmeladă, oțet, suică, sucuri, nu sunt multe metode care se poate folosi, să nu fie... Să mușiți dumneavoastră de acum la fel, e foarte greșit, și pomii, într-adevăr, în testul nostru curățit. Domnule Bozeșan, îmi permiteți o întrebare? Da, poftiți, aveți cuvântul. Știți, nu știu dacă ați auzit, dacă v-ați informat, la postul nostru de televiziune a început o nouă campanie, puteți să vă culegeți singuri merele. Veți participa la această campanie, că știu că totdeauna ați fost aproape de ideile ASTV. Domnul Grigore! Asta era întrebarea. Lui domnul Cristin. Începând de luni, toată lumea, cine vrea să-și adune mere, deci poate să vină în livadă. Cel care îl adună cu mâna și ap, care îi place? Unde mere? Deci, din Livezile, spre Dorole, a fost a ferma Iaseului Bistrița, deci la 10 km din Bistrița. Între Livezile și Dorolea. Între Livezile și Dorolea, lângă grajdurile fostului Iase. Mie mi-ar plăcea dacă faci o acțiune comună, mai mulți bistrițeni să stabilim o zi, să venim așa, număr mare, să facem ca o sărbare câmpenească, domnule Zagrai. Eu vă aștept cu mare plăcere, începând de luni în fiecare zi. O să facem niște anunțuri, poate ne unim mai mulți bistrițeni care dorim să culegem mere, să facem, iată, la o persoană privată care își pune la dispoziție livada, categoric, pentru bistrițenii care vor să cumpere la un preț de nimic mere pentru iarnă. Foarte bine, Teo! O seară bună, deci vă avem printre noi, da? Noapte bună! Bosesa oricând ești de acord! Mă anunț de acord că, domnul Grigore, ești așa, a văzut la București cum s-a dat, domnul, bați mâini! Asta e altă problemă! Domnule, de aia ne merge nouă așa cum ne merge pe ei, pentru că se bat ei, asta e problema. Haideți să vorbim despre câteva statistici, domnul inginer, specialist, care am înțeles că are și ceva... doctorate sau să obțină doctorate, vreau să termin deocamdată. Deci să terminați doctorate în pomicultură, nu trebuie să vă fie rușine, dimpotrivă, să ne chemați la chefo atunci când primiți diploma. Cât de repede. Vă rog să ne spuneți puțin din istoria mărului din Bistrița Năsău, că bănuiesc că cu asta ați început teza de doctorat. Da, întâmplarea face că am studiat problema culturii mărului în județul Bistrița Năsău și chiar am aprofundat-o și pot să vă spun că înainte de revoluție erau vreo 16.000 de hectare. Să vă spun că mărul era un element în sistemul județului, era un simbol în sistemul județului, iar acum ultimele date statistice arată că la nivelul județului Bistrița Năsău sunt circa 8.600 de hectare de livezi înregistrate sau inventariate, dar din aceste 8.500 de hectare, 6.100 sunt în declin. Deci, practic, se mai lucrează vreo 2.000 de hectare. Și pot să vă mai spun că producțiile medii realizate anul trecut, deci vorbim de producții recente, la nivelul unităților care practică tehnologie și țin cât de cât pas cu tehnologia pomicolă, media producție a fost 11,2 tone, iar la gospodărie populație, respectiv la persoane private, cu mere zleți, sigur, clasici și, mă rog, cât de bine îi luată evidența asta, mai ecologici, s-au obținut în medie 2,1 tone, da. La nivelul anului 2008. Acum, și tot e supraproducție. Dar dacă discutăm de 8.000 de hectare sau cât a avut județul? 8.600 de hectare sunt acum înregistrate la nivel de județ. Nu, spuneți că am rămas cu 2.000 de hectare din 16.000. Deci dacă le-am avea toate cele 16.000, ce am face cu merele? Le-am aruncat pe drum ca și laptele francezii. Din cisterne a fost o revoltă extraordinară a francezilor cu laptele. Optica în Uniunea Europeană și la care trebuie să aliem și noi odată cu afinitatea față suntem de ei. Suntem europeni acum, sigur, vrând trebuie de vrând. Să înțelegem un lucru, mărul românesc rămâne un măr cu calități gustative și valoare nutrițională extraordinară. O spunem noi, dar o recunosc și ei? Există toate motivele ca să creadă și ei treaba asta. Luăm premii internaționale? Asta e întrebarea. Se mai fac expoziții, nu știu dacă sunt chiar internaționale, dar... Pentru că degeaba ne lăudăm noi ce bun suntem și ce mere avem. Că v-am spus, iarna nu știm să le păstrăm. Eu acum vă pot spune că principalul obiectiv care se asigură, pentru care se mai poate discuta de pomicultură și vorbim de pomicultura ungară, vorbim de pomicultura în Polonia, eu n-am fost să văd foarte multe țări ca și alții, n-am avut oportunitatea asta, dar am suficient de informații să vă spun că penetrarea pieței noastre cu merele din afară se datorează faptului că în primul rând au foarte mare producție, ei discută de la 40-50 tone la hectar, au sisteme de irigare, în condițiile secete de anul ăsta, vă dați seama că fără irigare nu mai poți vorbi de calitate. Sunt ceva încercări și la noi în județ și știu că firma Miro, stațiunea pomicolă, are sistem de irigare.
și sunt încercări, există și subvenții pentru implementarea sistemului de irigare și trebuie să mergem de acum încolo pe considerentul și pe premiza că dacă nu faci calitate și cantitate, sigur, e un diftong comunist, dar productivitatea unei livezi constă atât în cantitatea pe care o obții, dar în mai ales în calitate. Prețurile livezi la mere, prețurile la mere nu mai poți discuta în condițiile actuale de prețuri fără calitate. De aia ajung prețurile de bajocură, fiindcă noi suntem obligați să dăm mărul la orice preț, că nu avem ce face cu el. Trece foarte repede timpul în această emisiune și nici n-am avut foarte multe telefoane. Mă așteptăm un singur telefon și până atunci am să vă întreb câteva detalii despre această campanie inițiată cu postul nostru de televiziune, domnule Zagrai. Haideți, fixați o zi, o fixăm împreună, nu știu, deci de luni încolo oricând. Dar dacă, spre exemplu, oamenii au mai mult timp liber săptămâna viitoare, vinerea, deci după în fiecare masa, zi, faceți față, dacă vin așa, nu știu, 5.000 de bistrițeni, faceți față la ei? Facem, că noi avem un cântar acolo, care cântărim, fiecare... Deci în ce costă acțiunea? Cântării. Cum se ajunge? Dați-ne detalii așa ardelenește frumos. Deci din livezile, înspre Dorolea, este ferma zootehnică... Spre Cujma, adică în dreapta, nu mergem către jos. Deci din Bistrița până în fermă sunt 10 km. Din livezile, înspre Cujma, ea apare ferma zootehnică, care e evident acolo se vede, iar pe lângă este un drum pe dreapta. Ferma este pe dreapta, cum mergem către Cujma. Și din fermă până în sus, în livadă, este cam un kilometru. E, la intrarea în fermă, a fost la fermă Pomicul, acolo e avut grijă pentru că este multă paracină, deci lumea să nu se oprească cum de obicei se oprește. Deci să treacă prin ea și pe urmă să punem niște indicatoare spre livadă, deci ca să știe oamenii să orienteze. Ei, acolo fiecare poate să vine să-și culeagă cât măr vrea, ce soi vrea, din ceea ce avem noi și la un preț, am înțeles, la un preț nu chiar de nimic, dar totuși la un mult, preț absolut mult rezonabil, mai rezonabil. La un preț în calupurile de publicitate sunt aceste detalii, regulile ce nu ne permit să anunțăm și prețurile. Da, ia zic. Și atunci fiecare își va alege mărul care îi place, cantitatea care o dorește și încercăm și această variantă. Deci în vest se aplică chestiile astea, lucrurile astea se aplică, se duce omul, își recoltează cât dorește, pleacă, cântărește. Dar nu vă este frică că o să vi se rupă merii, pomii? Nu mi-e frică. Nu mi-e frică că o să înceapă oamenii să culeagă din mai mulți mări și vă rămână alții. Nicio problemă. Deci nu aveți restricții. Nici dacă începi un măr, să-l culegi în totalitate. Nicio restricție nu există. Deci vă culegeți cât puteți, se cântărește, după care el pleacă, iar ce rămâne, într-adevăr, ce rămâne și care nu vrea nimeni să rămâne acolo, o să venim cu echipa de scuturători și o să adunăm oricum merele nu vor pentru rămâne industrie. Pe copaci. Deci nu rămâne, categoric nu o să rămâne nimic. Deci fiecare și-a mărul care îi place. Asta bun, și ideea. Acum o altă problemă pe ultima 100 de metri. Se spune că, nu știu cât e de adevărat, azi am obținut informația, e deocamdată un zvon, dar totuși încerc să văd dacă e adevărată, că în sfârșit s-a aprobat legea prin care în școlile noastre se pot consuma mere în loc de lapte. Și că deja școala generală numărul 1 a implementat această acțiune. Știți ceva, domnule director de la APIA? Noi nu am fost informați. Știu că există un proiect în sensul ăsta. Știu că se urmărește înlocuirea cornului și laptelui. Deocamdată se derulează cornul și laptelui.